Preparăm iaua. Într-un bol punem 30 de grame de drojdie. O linguriță de zahăr. 6-7 lingurițe de lapte bătut. Amestecăm să se topească drojdia. Acum adăugăm 2 lingurițe de făină. Amestecăm. Apoi acoperim cu folie de plastic, folie alimentară și lăsăm să dospească. După ce a dospit, adăugăm 10 gălbenușuri. De 50 de grame de zahăr, 470 de lapte bătut, esența de rom 2 fiole, coaja de rasă de lămâie. Amestecăm totul. Adăugăm o parte din făină, o linguriță plină de sare, amestecăm. Acum o să împărțim aluatul în două și o să-l punem în două vase separate. Făină rămasă, circa 300 de grame, o să împărțim de asemenea în două și într-o parte o să adăugăm 25 de grame de cacao, apoi adăugăm peste aluatul nostru și o să avem un aluat cu cacao și un aluat simplu. La fiecare aluat o să adăugăm câte 100 de grame de unt topit și o să frământăm pe fiecare până încorporăm bine untul. Odată ce untul a fost incorporat în aluatul cu cacao și cel simplu, o să le punem pe masă și o să ridicăm aluatul și o să-l batem de câteva ori pe masă, ajutându-ne cu puțin ulei ca să nu se lipească. Și îl batem și îl împăturim. După ce a fost bine bătut și frământat aluatul, o să-l punem pe fiecare în câte un bol cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară, folie de plastic și o să lăsăm la crescut până își dublează volumul.